Zeci de pompieri din cadrul serviciilor voluntare și private din județ și-au demonstrat astăzi timp de mai multe ori abilitatea de a interveni în cazul unor situații de urgență. Participanții au fost testați în cadrul unui concurs devenit deja tradițional organizat anual de Inspectoratul pentru Situații de Urgență. În acest an, faza interjudețeană a competiției s-a desfășurat în orașul nostru pe stadionul municipal. Astăzi se desfășoară pe stadionul municipal Făgăraș etapa interjudețeană a concursurilor voluntare și profesioniste SVSU-SPSU pentru situații de urgență. Avem aliniat la start un număr 41-0. De 6 loturi de la SVSU și un număr de 7 loturi de la SPSU. La SVSU, Hoghiz, Ven, este o competiție care adună un număr mare de oameni. Competiția este destul de strânsă. Daniel, mai departe ne vor reprezenta cei câștigători la etapa națională. A fost o activitate care are ca scop testarea capacității și stadiul de pregătire al formațiunilor și al serviciilor private și voluntare pentru situații de urgență privind modul de intervenție în anumite situații. Echipele au avut de trecut mai multe probe, este vorba de îndemânare, viteză sau intervenție. Concurenții au avut mari emoții chiar dacă s-au pregătit mult pentru acest concurs. Probele care se desfășoară astăzi, cea în desfășurare, pista cu obstacole, presupune scaladarea unui gard de 2 metri, ridicarea două role de furtun, trecerea peste bârna de echilibru, racordarea la distribuitor și sprint până la start. Urmează ștafeta de 400 de metri, care presupune scaladarea unui gard de 2 metri, trecerea peste bârna de echilibru cu furtunuri, racordarea la distribuitor, se va prinde în spate la autospecial o tavă cu motorină și amestec de benzină, unde se va folosi un stingător și prima probă pe care am uitat-o, căsuța machetă, care se scaladează cu o scară de fereastră. Ultima probă va fi realizarea unui dispozitiv de intervenție, la care vor participa 7 concurenți. Se pleacă de la start, se racordează la motopompă, la bazinul de apă, dispozitiv format din 3 furtunuri TB, distribuitor, 2 C-uri, după care se va face verificarea, validarea prin umplerea dispozitivului cu apă. De la concurs nu au lipsit susținătorii. Cei mai buni au fost bineînțeles și răsplătiți. Aceștia au primit diplome și cupe. Ocupanții locului întâi s-au calificat la faza interjudețeană a concursului care se va desfășura în luna iulie.